Lecția 124 Să îmi aduc aminte că sunt una cu Dumnezeu. Astăzi vom readuce mulțumiri pentru identitatea noastră în Dumnezeu. Căminul nostru e în siguranță, protecția ne este garantată în tot ce facem, puterea și forța ne sunt la îndemână în tot ce întreprindem. Nu putem da greș în nimic. Tot ce atingem capătă o lumină strălucitoară care binecuvintează și vindecă una cu Dumnezeu și cu Universul, ne vedem bucuroși de drum, cu gândul că Dumnezeu însuși ne însoțește pretutindeni. Cât de sfinte sunt mințile noastre! Și tot ce vedem reflectă sfințenia din mintea unită cu Dumnezeu și cu ea însăși. Cât de ușor dispar greșelile și moartea face loc vieții fără sfârșit. Urmele strălucitoare ale pașilor noștri arată pe ce drum se ajunge la adevăr. Căci tovarăș de drum ne este Dumnezeu cât timp ne perindăm un pic prin lume. Iar cei ce ne vin pe urme vor recunoaște drumul, căci lumina pe care o purtăm rămâne în urmă, deși e tot cu noi, în timp ce ne continuăm drumul. Ce primim e darul nostru veșnic pentru cei ce vin după noi și cei ce au mers înainte sau au stat un pic cu noi. Iar Dumnezeu, care ne iubește cu iubirea nepărtinitoare în care am fost creați, ne surâde și ne oferă fericirea pe care am dat-o la rândul nostru. Astăzi nu ne vom îndoi de iubirea Lui față de noi, nici nu vom pune la îndoială ocrotirea și grija Lui. Nu se vor stecura neliniști fără sens între credința noastră și conștiința prezenței Lui. Astăzi suntem una cu El în recunoaștere și amintire. Îl simțim în inimii. Mințile noastre îi conțin gândurile, ochii noștri îi întrezăresc minunăția în tot ce vedem. Iar azi vedem un singur lucru, ce iubește și merită iubit. Îl vedem în aparențele durerii și durerea face loc păcii. Îl vedem în frenetici, triști și chinuiți, în cei însingurați și în cei înfricoșați, care sunt readuși la calmul și la pacea minții în care au fost creați și îl vedem în buns și în morți, readucându-i la viață. Vedem toate aceste lucruri pentru că l-am văzut mai întâi în noi înșine. Niciun miracol nu li se poate refuza vreodată celor ce știu că sunt una cu Dumnezeu. Niciunui gând de-al lor nu îi poate lipsi puterea de a vindeca toate formele de suferință în cine se găsesc, în vremurile care au trecut și în cele care stau încă să vină, cu aceeași ușurință cu care le vindecă în cei ce merg acum cu ei. Gândurile lor sunt atemporale și nu au de-a face nici cu distanța, nici cu timpul. Ne alăturăm acestei conștiențe când spunem că suntem una cu Dumnezeu. Căci, prin aceste cuvinte, spunem totodată că suntem mântuiți și vindecați și că putem mântui și vindeca prin urmare. Am acceptat, iar acum vrem să dăm. Căci vrem să păstrăm darurile pe care ni le-a dat Tatăl nostru. Astăzi vrem să încercăm sentimentul că suntem una cu el, ca lumea să poată împărtăși și ea cu noi recunoașterea realității. Când încercăm acest sentiment, lumea e eliberată. Când ne negăm separarea de tatăl nostru, ea e vindecată odată cu noi. Pace ție astăzi! Consolidează-ți pacea exersând conștientizarea faptului că ești una cu creatorul tău, după cum e și el una cu tine. La un moment dat, când ți se pare astăzi mai propice, dedică o jumătate de oră gândului că ești una cu Dumnezeu. E prima noastră încercare de a avea un interval mai lung pentru care nu dăm nici reguli, nici cuvinte speciale, după care să îți chidezi meditația. Vom avea încredere că vocea lui Dumnezeu ne va vorbi, după cum crede de cuvință, astăzi, sigur că nu va întârzia să o facă. Stai cu el această jumătate de oră, el va face restul. Nu vei trage foloase mai puține dacă vei crede că nu se întâmplă nimic. Poate astăzi nu ești gata să accepti ce ai de câștigat. Dar undeva cândva tot îți va parveni și nu vei putea să nu recunoști acest câștig când îți va miji cu certitudine în minte. Această jumătate de oră va fi montată într-o ramă de aur și fiecare minut va fi ca un diamant încrustat de jur împrejurul oglinzii pe care ți-o va oferi acest exercițiu și în ea vei vedea fața lui Hristos reflectând-o pe a ta. Azi, mâine, îți vei zări propria schimbare la față în oglinda pe care ți-o va oferi această sfântă jumătate de oră ca să te vezi. Când vei fi gata, o vei găsi acolo în mintea ta, așteptând să o găsești. Îți vei aminti atunci gândul căruia i-ai acordat această jumătate de oră, conștientizând, plin de recunoștință, că nu a existat niciodată timp petrecut mai mult folos. Azi mâine te vei uita în această oglindă și vei înțelege că lumina fără de păcat pe care o vezi îți aparține, că minunăția pe care o zărești e chiar minunăția ta. Consideră această jumătate de oră darul pe care îl faci lui Dumnezeu cu certitudinea că darul pe care ți-l va da la rândul lui va fi un sentiment de iubire pe care nu îl poți înțelege, o bucurie prea profundă pentru priceperea ta, o imagine prea sfântă pentru vederea ochilor trupești. Și totuși, poți să fii sigur că într-o bună zi, azi mâine, vei înțelege, vei pricepe și vei vedea. Adaugă și alte nestemate la rama de aura oglinzii ce ți se oferă azi, repetându-ți oră de oră. Să îmi aduc aminte că sunt una cu Dumnezeu, una cu toți frații mei și cu sinele meu, într-o sfințenie eternă și o pace fără de sfârșit.